been mortified, fortified, fitting like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like staccato. Send a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to die shells before it landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming, they been scheming. When the birth of a nation came from black niggas seeming. We all know it's black nigga genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. No, I can never trick on a bitch. Let the bitch is my bitch with a kiss on my lips like Salutare tuturor și bine ați dat click. În sfârșit, un alt ATV vlog. Știu că asta voiam să fac. Știu că asta voiam și o să fac. Și mi-era un dor de înnebuneam. Dar nu asta e vestea cea mare, că există un nou ATV vlog. Vestea cea mare, ia uitați care e. Și-a luat Dana TV. Imediat o să vă arătăm ce ATV și-a luat. Dar până atunci nu uitați să dați subscribe și like acestor vloguri ca să mai facem. Nu de altceva, dar... A început? Ia uite ce frumos e. Îmi place mai mult schema asta de culori decât griul ăsta. Deci, da. Și roțile le are cu bitlocul roșu. Al meu, dacă mai țineți minte, nu pot să vă arăt foarte bine, este cu albastru. Nu pot să vă arăt foarte bine pentru că distanțiere, dacă știi ce vreau să zic. Vezi că te auzi și tu pe vlog, da? Ok. N-am văzut nimic până acum. În cuvânt ăsta. A început? Da, noi oricum nu o să ne auzim pentru că evacuări. Stai ușor, Dane, că faci praf. Ce faci? Unde mai au? Ce vorbești, mă? Mi-a prins lent barul. Trebuie să mergem împreună. Mergem unul lângă altul, că... Așa. Acum hai să vă zic ce are ATV-ul lui Dan. Are, evident, RGVC, că nu se poate să ții ATV fără RGVC pe spate, frumos, așa, ia uite ce frumos se vede. Are distanțiere exact ale mele pe spate, pe față nu are deloc, eu am 30 pe față. El are ghidonul ăla original, OM, eu am flexul și are și el un LED bar frumos acolo, slick. Mie mi se pare că arată mult mai bine așa decât al meu, pentru că al meu este mai bulky, mai mare. Și eu mai am asta laterale, el nu le are. Și cam atât. M-a lăsat pe mine primul pentru că el are casca cu vizieră. Am pus plăcuțe noi pe față. Erau sincer fier pe fier. Nu avem nimic în plan pentru astăzi. Doar mergem așa să ne plimbăm. Bine, sincer, am vorbit cu Dan, nu știu dacă ați văzut acele TikTok-uri și Instagram Reels pe care le-am postat. Intrați pe Instagram, dați un follow. Intrați pe TikTok, dați un follow, că nu o să regretați. Ați văzut în ce nămoale n-ai m-am putut să intrăm, în nămol de la care se fac cărămizile. Lut! Au dat mulți comentarii că la era lut. Lut o fi fost. În fine, noi mergem acolo, în zona unde am rămas atunci, pentru că nu vrem să ne facă pe noi o urcare plină de lut. Plus că n-am mai fost niciodată după acea urcare, absolut niciodată, și vrem să vedem ce se află după. Am făcut o filmare cu drona frumoasă, cu Dan, voi ați văzut-o deja, iar acum o să-mi filmeze cu al meu Galaxy S23 Ultra, care este un tank de telefon. Mă filmează așa cu praful în spate. Și mă așteaptă undeva acolo unde e praful ăla. Ia uite, bă, 92, mâncați. N-are rost să mă duc mai în față, că nu mă mai vede. Fai de capul meu ce plan e. Clipul ăsta mi l-a făcut pentru TikTok. Să nu mă mai zic că ieri, când am fost cu Dan să-și ia ATV-ul, i-am condus eu ATV-ul până aici, la destinație, că noi mergem cu ele pe roți, de ce nu? Băi, am luat barta IVS pe iar, aici, în picior. De data asta n-am mai supraviețuit. Dar mă rog, bottom line, fugiți pe TikTok. Și pe Instagram, Reels.
Că sunt chestii super mișto. Wow, wow, wow. Vreau să vă zic că cei 131 de cai se simt fucking excelent și cred că mai pun câțiva căluți și cam atât voiam să vă zic, la revedere! Haideți, fraților, că iar ne-am oprit să facem TikTok-uri, Instagram Reels și YouTube Shorts. Acolo voi explica cum am pus 131 de cai pe acesta, cum de acesta are 82 de fabrică și cum va ajunge la 131 de cai. Nu mai crede noi. Și pentru că toți suntem opriți, vreau să vă arăt mai de aproape RGVC-ul. RGVC-ul. Frumos. RGVC și aici. V-am zis, are distanțiere de 35 pe spate, eu am de 35 pe spate, pe față nu are nimic, eu am de 30. Și ne vedem mai de departe, că vrem să intrăm puțin la nămoale, cum ne place nouă, ați văzut pe TikTok deja. Gata, haideți că am ajuns la mai puțin mai rău decât pe drum drept pe aici. E vreo problemă? A, da. Am văzut cu Dan și noi clipul ăla puternic pe TikTok. Care dintre voi vorbește, nu știu cum. Nu pot să reproduc, frate. Mi se pare exagerat de greu. Oh, no. De luțule. Hello. Dan s-a dus pe partea aia. Ok. Hai să vedem pe unde îl prindem. Ha, pe aici îl prindem. Deci am ieșit o leacă, m-am câștigat eu, de ce să mințim? Ăăăă, păi și aici? Uitați-vă ce-am... Nu pot să vorbesc până asta. E ceva rău de tot. E nisip ca la mare, dar pe cuvânt, uite și ce lași în spate. Nu pot să țin gura deschisă. Tu ai vizieră? Ha, să vezi ce casca. Să vezi ce casca naiba am eu. Era așa la boli. Mă duc frumos pe la ATV Motoshop. Căutăm o cască, frate, cu vizieră. Nu se mai poate. Mergem la Lut? La Lut? Bun, deci asta e traseul către Lut. Traseul unde am rămas noi acolo rău de tot împotmoliți. Am rămas de 4-5 ori, dar treacă meargă. Nămolul ăsta se lipește foarte, foarte bine de ATV-ul. Și urcă, urcă ușor, 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 se strânge, se strânge, se strânge și la un moment dat nu mai are o să mai ducă. Să face, dai balonul acolo, frate. Ceva groaznic. Mamă, pe ce avem în față. Sunt multe oi. Bă, ce bine e în două ATV-uri. Pe cuvânt. Ia că-l pun să stai aici. Mă fac că vreau să-i zic ceva. Băi! Să răzbună, să răzbună. Să nu speriem oile. Sunt cam multe, sincer. Ce facem în cazul ăsta, că nu prea le-am cu oile? Cu caprele? Cu caprele, da. Aolo, să nu ai primul, că m-am terminat acum primul. Ce față face de parcă eu nu-mi dau seama. Dai cu pietre! Urât! Care dintre noi conduce mai bine? Cum era, mă, frate? Măcar pe aici nu mai e praf. Lasă-l primul, pentru că nu mai văd din cauza prafului. Mamă, ce urât e, bă! Puh. Deci când dă puțină umbră, cum iese răcoare și bine și fenomenal! Ia uitați ce frumos așează soarele așa pe aceste meleaguri!
Hai că le-am cu vorbit pe copyright, sunt fier pe copyright. Sper că vă plac cele mai tari ATV vloguri. Spun eu din țară, alții spun că din toată România. Arăți bine, suflet drag. Bă, pe aici n-am mai fost. Și iar o să începem, că e frumos, că e... Nu știu ce am impresia că Dan și-a mai... Că sunt fapt puțin cauciucuri înainte de ieșire. Ia, ce mi-arată pe aici? Urs! Ușor, Dane, că nu știm traseul, Dane! Ha? Nu știu unde e drumul ăla, dar recunoști chestia aia? Și e cam nașpa în față. Hai să vedem ce e. Înțeleg, arată fenomenal de frumos, da. Ha, ia vezi. Ia vezi, mă, că am găsit drumul. Aoleu, baltă, iarăși. Uite, uite în stânga. Nu ăsta e drumul? Sau vreți să o luăm pe acolo? Da, bă, boale la un loc, bă, Dane, bă, bă. Păi și pe aici, Dane? Opa! Merge, mă! Cred că merge! Dar vino drept, așa! Așa, mă, Dane, și cobor pe acolo și... Acolo și atat. Am fost la ATV-ul cu ghidonul ăsta și mi l-au mătrat băieții cum trebuie, că s-a fost pus de mine, adică... Așa, așa, așa. Și au știut băieții ce să-i facă, e toate minți vițile. Oh my God, cât praf mănânc. Hai să-l mai las să iau o leacă de distanță. Ia să vedem dacă recunoaște Dan zona. Am fost pe aici. Trece România, e vorba bună. Pe câmpul ăla frumos, pe unde am venit aici, de altfel. La unde ajungi? La Cureasca. Aici ajungi la Huiasca. Ne întoarcem să coborăm pe la Lut, pe acolo? Da, vreau neapărat la Lut, că am și zis că băieților și fetelor că, bă, mergem acolo la Lut. Hai la Lut, tată. Hai, mă, dă și un rateu așa frumos pentru cameră, dar omul. Ia uite, hai că a început. Bă, e ceva spectaculos, frate. Eu nu pot să zic că sunt cel mai priceput la chestiile astea, frate, dar bă, are o nebunie în el, mă, de când i-am văzut toba asta. Acum, fără glumă, chiar se simt câțiva căluțe acolo în plus. Se simte plană. Nu știu pe unde, Dane. Dar știi ce facem? Mergem naiba înapoi, că ori fi plecat caprele de acolo. Uile, ce era ole. Vreau să folosesc mai mult frâna de față, să așeze plăcuțele ca lumea pe disc. Deși la ce omori am dat până în momentul de față, nu văd nimic în față din cauza soarelui. Just to be said. Momentul ăla când știe Dan drumul. Ia, pe acolo parcă se vede ceva. Dar pe aici? Pe aici nu pare a fi drum, Dane. Nu e bine! Da, mă, da, hai că l-a văzut și el.
am gândit în aceeași direcție. Hai că dacă e, și v-am zis, dacă mai vreți vloguri, cât mai multe like-uri. Ca să facem, fraților, cât mai multe vloguri. Apăsați butonul de like și butonul de subscribe, evident. Ia, vezi, nu-l aducem pe Danu de trebuie. Ia, mă, ce naiba. Aoleu, treabă, grijă aici. Mi-a intrat o gâză. Nu se poate așa ceva, mă, frate. Ia, uite, băi, pe la urechi. Of, firariele de musculițe, gâze, viespi. Nu știu ce naiba a fost asta. Am și în ochelari una, dar aia nu mă deranjează așa rău. E mică de tot. Size. Aici n-au călcat rost, fraților, n-are cum. Pare mlașina asta, să-mi bag picioare, dar nu pare mlașina. E să nu luăm vreun ciot, ceva, dar uitați-vă cum arată în puii mei. Dreapta, dreapta, patroane, hai. Am găsit drumul, de primul. Ia direct. Direct. Hai că vedem acolo, ne oprim. Ne oprim puțin aici, să mă uit la GoPro-ul lui. Ia uite, am 2100 de kilometri. Doamne ajută. Primezi? 2-2. Gata, fraților, i-am făcut și GoPro-ul. Era de la baterie, am aruncat vreo 25 de kg de baterii. Dar nu e problemă, mai avem vreo 35 pe acasă. E țai, stai să băgăm acum microfonul. Este cablu de date, cu acest cablu se transferă direct la mine acasă footage-ul. Sau încarcă bateria, alegeți voi acum în comentarii. Hai da. Crezi că mai văd ceva cu ochelari ăștia? Nimic? A? Am muște, gâze în ei. Ia uite-te și... Ți-a dat numai Dumnezeu ploape să... Hai la loot, tate, la loot. Nu cred că găsim loot. Păi nu o fi loot, dar vedem ce se află după loot. Secetă. Ce frumos se vede cu LED bar-ul aprins. Vedeți în oglindă? Nu știu dacă... Vedeți, dar... Fix s-a fost drumul către dezastru, către nemolire. Și aici am făcut stânga. Neutru. Deci cine l-a văzut pe TikTok sau pe Instagram Reels să se ducă. Pe aici a venit Dan așa, a ieșit pe aici. Hai, l-avem aici pe Dan. Pentru că am luat traseul greșit, trebuie să dea în spate și uitați-vă ce e pe el. Cât de lat este, este plin de nămol. Și acum încearcă să o ia pe aici. Ai grijă? Uitați-vă ce e pe el, frate. Hai că era cam mare ciotul, Dane. Pussy. Uuuu, ce bine a făcut calatul pe acolo. Vedeți, eu pe sus, eu pe jos. Când treia să fie invers. El făia așa să nu îndea cu praf. Uite mă, ăsta e. Bine, nu chiar în locul ăsta. Stai loc, când ai cu pietre în față, bă, Dani. Ce trec cu plaxonez, mă? Deci, am venit așa frumos, regulamentar pe aici. Nu ploua în ziua aia, ați văzut? Bine, a plouat o zi înainte. I-am dat frumos pe aici așa și ne-am blocat. Ce? Unde ne-am blocat, mă? He? Unde ne-am blocat? Mă, asta unde ne-am și eu, că parcă... Cred că mai sus, mă. Am urcat noi asta? Da? Am urcat noi pe aici? Da! Da, stai. Ai grijă la pietre, să nu dai mine. Dai. Da. Hai să vedem dacă mai am faruri când ne oprim. Se arată tot atât de diferit. Dau seama. Cred că am fost pe aici. Da. Aici am rămas prima dată blocat în nămol. Da, uite câta groapa în față. Nu o să vedeți voi pe. Dă-i, Dani, fără frică. Și aici ai rămas blocat. Ce-a făcut, mă, dat pe lău? Mamă, eu cred că o să ating aici. Numai dacă o să abordez diferit față de el. Adică așa. I-a plăcut. I-a plăcut, a privit și a învățat. Ce să mai... Bine, eu am și foarte mare experiență pe ATV. Am peste 39 de ani de ATV. Uite, urmează acum. Ia vezi, Dane! Pe aici a fost. Dar nu chiar aici. Exact acolo. Mă bag eu primul, a?
Bă, ce hoții, hai că stai că spun ceva, hai că ia uite, uite! Bun, pentru cine n-a văzut pe TikTok sau pe Instagram Reels sau pe YouTube Shorts, s-a întâmplat așa. Eram cu ATV-ul meu, dar încă nu-și luase. Vezi, stejește o LED-barul ăla, că benzina e scumpă. Așa, deci veneam cu ATV-ul meu, ăsta, cu pricina, veneam așa și asta e făcută gaură de noi atât de adâncă. Și este foarte probabil să rămânem și acum, sincer. Ce bă, nu, dacă o luăm așa, dacă o iau cu rata pe aici, ia uite că da tangul ăla. Nu, să luăm pe exact pe unde trebuie, adică nu, tu vii la pe unde trebuie, eu mă duc acolo să filmez. Da. Hai, deci da, chiar asta s-a întâmplat. Acum o să iau telefonul ca să arătăm în timp real pe Instagram, unde vă invit să dați un follow. Cred că vi s-a luat de câte ori ați auzit asta. Dar nu vă obligă nimeni, fraților, doar vă invit. Și vă rog frumos, că altfel mă supăr. Care iubește mai tare voi doi dintre voi? Care iubește mai tare voi doi dintre voi? Așa era? Ceva genul, care știe să conduce? Care știe să conduce? Dacă vreți să vezi cum a urcat Dan pe aici, fugiți pe TikTok și pe Instagram. S-a făcut mega clip. Uitați-vă ce are pe roți. Și de unainte. Dan a propus să mergem doar în față până când dăm de o spălătorie self-wash și să-i dăm spre casă așa pe noapte. Dar nu știu dacă reușim. Puteam să jur că face stânga. Și pot să jur că am mai fost pe aici. Deci acum vedem și noi pe unde duce drumul ăsta. Îmi cer scuze dacă vorbesc prea tare, dar eu abia am aud de la evacuare. Trebuie să le mulțumesc și lui DJI și lui GoPro pentru că au încredere în mine și în vlogurile mele și în skillurile mele și în modul meu de a mă folosi de această tehnologie de vis. LED v-a arătat. Fără frică, da, fără frică, ai vreo pe aici. Ha, n-am făcut bine, că uite nămolul, n-am făcut bine. Așa ușurel, să nu mai nămolesc în halul ăla, că ne batem joc. Hei! Mai claționat. Mi s-a părut că te duci prea în față și eu intram în nămol. Ah, dar nu e nămol mare. Vedeți ce mișto sunt aceste LED baruri laterale? Că văd frumos stânga dreapta, recomand. Și n-au fost nici scumpele, au fost relativ ieftine. N-au fost nici cele mai ieftine de pe piață, nici cele mai scumpe. La jumate așa, da? Nu pot să zic că sunt cel mai mulțumit de ele. Sunt mulțumit că le-am spălat cum spăl toate chestiile de aproape. La self-watch și n-au pățit nici până aibă până acum. Da, da, până aici a fost curățeania pe TV-uri. Uite-l, bă, ce drag ce are pe el, bă. Mamă, ce aruncă, fără vorfendere. By the way, când am ajuns aici, în zona asta cu ATV-ul lui, eu instant m-am apucat de parbriz, imediat, să rămână să trăiți. Așa, revenim, instant m-am apucat de parbrizul lui să-l dau jos, că e foarte urât din punctul nostru de vedere, și am dat jos și acele overfendere. E mai stance, e mai awesome, fire. E vreo problemă? Știai că ha? Toate drumurile duc undeva, nu? Deci eu pot să mai vorbesc. Ușor, tăticule. Hai să vedem unde duce drumul ăsta. Vorba lui Dan, toate drumurile duc undeva. Mi arăți că ai frâne? Foarte mult, foarte mult. De ce mi-ai dat flash-uri? Da, m-am prins și eu. De ce mi-ai să vede? Am prins și eu faza lui. Mamă, ia uite ce frumos se vede. Bă, Dănuțule, suntem cam departe, mă. He? Suntem cam departe. Eu nu știu ce e zona asta. Tot ce știu e că e foarte frumos. Fă dreapta, fă dreapta. Stai că îi transmit telepatie. Vedeți? N-am fost cu Joie pe aici? Ba da, așa pare, pare că am mai fost pe aici. Da, am fost cu Joie și cu Petre și am întors acolo. Că ăsta ducea în drum. Dar nu m-aș băga neapărat pe aici.
purge. Ha? Ori, dacă mergem pe aici, mergem din la spălătorie, ne spălăm și la revedere. Și dacă mergem pe aici? Spălăm acasă, la Karcher. Hai, în față, nu știu. Ai cash la tine? Am cash, da. Am. Dar cred că am doar euro. După bune. Cred că da. Verificăm? Nu mai verificăm, mergem așa. Și? Cred că am. Am de 10 lei sigur. Hai că noi o să atacăm drumul ăsta și vedem unde duce. Deci ne vedem puțin, te mai dincolo, că nu e nimic awesome pe aici. Am ieșit la drum, fraților, și nu știu de ce am impresia că suntem din nou în Dâmbovița. Deci, adică eu bag mâna în foc. Am mai fost pe aici și nu am înaintat foarte mult în drumul ăsta, dar cred că am mai fost. Da, Dâmbovița. Am ajuns în Dâmbovița. Îi dăm pe stradă până ajunge la un principală ceva, dar nu ne uităm pe Google Maps. Hai! Haideți că am tot mers pe asfalt așa și am ajuns prin Argeș, credem noi, pentru că vedem numere de matriculare cu Argeș. Și o ținem așa. Hai să vedem unde e spălătoria aia. Am ajuns la strada principală și s-a votat să facem stânga. Așa că hai cu stânga, să vedem unde mergem, unde ajungem, unde, Doamne... Ia să vedem, spălătorie cu fise, nu, aici este benzinărie și gaz. Self car wash, ia. E. Ha, nu pot să cred că am găsit spălătorie, nu? Hai că nu ne-am oprit la spălătoria asta, carată în ultimul hal. Dar mai avem una pe stânga. Să văd dacă mă aude, Dan. Știi unde suntem, da? A, ok! E o spălătorie cu fise mai în față pe stânga, o știi? Intră limitarea aia obosită la 97. By the way, știți că aici este un drum privat. Este în spatele casei la noi. Nu încercați așa ceva. Ia vedeți, fraților, că am ajuns la spălătorie aici. Dar beleaua boli e că aici, uite, în față este un eveniment și miroase numai sarmata aia bună. Dan s-a băgat aici. Bă, dă, nu se foame, vrei să ne luăm celălalt echipament și să intrăm la băieții ăștia aici? Ok. Hai să vedem dacă am cash de la sau cash de la. Că dacă n-am cash de care trebuie, nu mai spălăm nimic. Deci nu spune cât costă. Aici trebuie să scrie un pe spălare, detergent. 3 lei un jeton, frate. Hai să o calcum. 3 lei un jeton. Lasă oamenii să cânte, o, ce? Hai, fraților, că ne apucăm de spălat, că se întunecă și îi dăm spre case. Vă mulțumesc enorm că v-ați uitat la noi. Nu uitați să dați subscribe, like, share, toate cele și că ne putem vedea și pe TikTok, Instagram și toate celelalte social. Peace. Fortified, feeling like a motor car. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die.